Azi este 9 august, seara, și azi s-a sărbătorit ziua Sfântului Pantelimon. Dar asta pe stil vechi. Stil nou s-a sărbătorit pe data de 27 iulie, ziua Sfântului Pantelimon. Și Pantelimon este medic fără de arginți, așa se numește, sau doctor fără de arginți. Deci el este vindecător, doctor fără de arginți. Ei, azi la noi s-a întâmplat ceva foarte interesant aici în Republica Moldova, pentru că Organizația Mondială a Sănătății a sponsorizat tipărirea la 100.000 de icoane, nici mai mult, nici mai puțin, 100.000 de icoane, care au fost distribuite de Metropolia Moldovei. Deci în parohiile Metropoliei Moldovei au fost împărțite icoanele acestea și pe icoane a fost scris un text din cartea lui Isus Sirach. Un text despre medic, despre importanța medicului, despre apreciere pentru medic. Acum, de cine este acest Pantelimon? Cine a fost acest Pantelimon? El s-a născut în anul 275, s-a născut la Roma, din părinți bogați. Mama lui era creștină, dar tatăl lui era păgân. Mama a murit când el era încă copil și atunci tatăl și-a dat toate silințele ca să-i dea o educație înaltă. Și tatăl a vrut ca el să învețe medicină și el a învățat medicină și a învățat foarte bine medicina. Deci a devenit un medic grozav pentru că a devenit medicul personal a unui împărat. Îmi pare că, nu știu, nu mi-amintesc numele cărui împărat, dar a fost medicul personal a unui împărat. Deci avea o mare, mare faimă, dar la vremea asta deja trăia Nicomedia. Nicomedia era capitala Imperiului Bizantin la acea vreme. Acolo era reședința împăratului. Și, deci, odată când mergea în drum de acasă spre spitalul lui, s-a întâmplat să vorbească cu el, dar era vreme de prigoană atunci. Și un pastor, un slujitor al bisericii, pe nume Ermolae, l-a oprit și a început să vorbească cu el. Și în discuția aceea, slujitorul acesta al bisericii i-a spus: grozav cum tu ai stăpânit știința aceasta foarte înaltă a medicinii, pentru că el chiar era grozav medic. Deci el a învățat, știa tractatele astea lui, cum îi zice, Hipocrate și alți medici mari din antichitate. Și atunci el chiar știa bine medicina. Dar i-a zis o vorbă pastorul, preotul ăsta, i-a zis, zice, dar dacă nu cunoști știința mântuirii, la ce îți folosește ție toată știința? La ce îți folosește toată știința medicinii care o ai tu, dacă tu nu cunoști știința mântuirii? Și asta l-a pus serios pe gânduri. Apropo, pe el nu-l chema Pantelimon. Pe el îl chema Pantoleon. Pantoleon, care înseamnă în totul leu. În totul ca un leu, în totul leu. Deci el a devenit creștin, a fost un bun creștin și iată în vremea lui Dioclețian, când au avut loc cele mai mari și groaznice pregoane a bisericii creștine în antichitate, în vremea lui Dioclețian, el singur s-a dat pe față că este creștin. Și a fost supus unor mari chinuri. Deci, iată, tradiția spune că el a fost, la început, i-a fost arsă pielea cu foc, dar el rezista, prin toate acestea a trecut. Nu știm cât din asta e, cât din toate relatările astea sunt adevăr, cât este legendă, că de obicei lua amploare și legendă. Chiar, de exemplu, spune că nu l-a ars foc, apoi l-a aruncat în plumb fierbând. Și zice, nu l-a afectat plumbul ăsta fierbând. Apoi, zice, a pus o piatră mare de gât și l-a aruncat în mare. Și piatra plutea piatra pe mare, deci nu s-a întâmplat nimic. Până că l-au dat la animale răpitoare, în arenă, nu s-au atins animalele de el. L-au legat pe o roată de cui, tot, nu a murit nici așa.
au vrut să-i taie capul și zice să sabia, n-a mers sabia, nu l-a putut tăia sabia. Până când omul ăsta nu l-a iertat pe călăul lui. Deci l-a iertat pe călăul lui și singur a pus capul și i-a fost tăiat capul. Dar zice atunci, în momentul morții, numai în momentul morții, i-a fost schimbat numele. El și-a primit numele la moarte și numele l-a pus Pantelemon, care înseamnă cel prea milostiv, că a fost prea milostiv față de călăul lui, pentru că el l-a iertat pe călăul lui, tot așa cum a făcut Mântuitorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, tot așa cum a făcut și Sfântul Ștefan, care a zis, Doamne, iartă-i că ei nu știu ce fac. Acum, întrebarea este, de ce a ales... deci el cumva, într-un fel, era considerat protectorul medicilor, pentru că el a fost medic. Și interesant, de ce Organizația Mondială a Sănătății a procedat așa? De ce au ales? Cineva, reprezentant Organizației Mondiale a Sănătății, au și spus azi, când au fost întrebați de ce au sponsorizat așa un proiect, colaborarea asta cu Biserica Ortodoxă, de ce au sponsorizat așa un proiect? Și atunci ei au spus pentru că Biserica Ortodoxă sunt formatori de opinii și vor ca lumea să aibă încredere, o mai mare credibilitate față de medici. Și, deci, cumva, Organizația Mondială a Sănătății folosește preoții Bisericii Ortodoxe sau Biserica Ortodoxă pentru a le da mai mare credit medicilor, mai multă apreciere pentru medici. De ce? Poate pentru că în perioada asta a pandemiei încrederea față de medici a scăzut, cred eu că a scăzut după toate lucrurile care s-au întâmplat, după atâtea lucruri care evident că ele nu erau adevărate și lumea vede că nu erau adevărate, a scăzut foarte mult încrederea în Organizația Mondială a Sănătății, oamenii au foarte multe suspiciuni față de asta, medicii sunt asociați cu asta, nu înseamnă că toți medicii sunt așa, medici adevărați, medici cinstiți au fost și sunt în toate vremurile, numai că este adevărat că ei sunt în minoritate. Dar întrebarea este de ce Organizația Mondială a Sănătății a hotărât să dea aceste 100 de mii de icoane azi, să-i folosească pe medici, să-i folosească pe preoți ca să crească încrederea față de medici. Și iată chiar azi când răsfăiam la știri, am văzut că zice, se apropie alte pandemii, alte boli, vin din urmă. Nu cumva în scopurile sale Organizația Mondială a Sănătății a hotărât să folosească cumva și biserica? Eu sunt foarte curios ce credeți voi. Ce credeți voi? De ce s-a întâmplat toate? De ce a făcut pasul ăsta? Ce a urmărit? De formatori de opinii, ce a urmărit? De ce s-a urmărit în colaborarea asta? Dumnezeu să ne ajute pe noi, pe toți preoții din toate confesiunile și pe cei din Biserica Ortodoxă și pe cei din celelalte confesiuni din țară, ca să ducem și noi mesajul ăsta pe care l-a dus Ermolae, că Ermolae, preotul cel Ermolae, când s-a întâlnit cu medicul, când a interacționat cu medicul, el i-a spus, la ce-ți folosește tot ce cunoști tu și tot ce faci tu, la ce-ți folosește tot asta dacă nu știi știința mântuirii? Dumnezeu să ne ajute pe noi preoții ca să nu ne lăsăm folosiți de nimeni în scopuri nu chiar curate sau nu știu cum. Dumnezeu să ne ajute ca noi să ducem mesajul mântuirii. Întrebarea asta care a pus-o Ermolae lui Pantoleon, care a devenit apoi Pantelemon, întrebarea care a pus-o, la ce-ți folosește toată știința dacă nu cunoști știința mântuirii? Și i-a prezentat știința aceasta mântuirii și l-a condus la Hristos. Asta să ne ajute Dumnezeu pe noi toți să facem. Vă las cu întrebarea asta și vă invit să scrieți la comentarii. De ce totuși credeți că Organizația Mondială a Sănătății a sponsorizat 100 de mii de icoane și a implicat Biserica Ortodoxă din Moldova să le distribuie? Și ce credeți că va ieși din toată colaborarea asta? Cum o vedeți toată colaborarea? Poate o vedeți bine, poate nu bine. Sunt foarte curios cum o vedeți dumneavoastră. Eu tot am rămas cu semne de întrebare. Vedeți și ceea ce am zis? Mă rog, presupun și eu, dar chiar am rămas cu semne de întrebare.